Ploaia cauzează din nou probleme localnicilor din satul Strâmtura, județul Maramureș. Din cauza că podul din localitate nu este desfundat, orice ploaie mai puternică provoacă inundații atât pe drum, cât și în curțile și grădinile oamenilor. Localnicii spun că problemele apar de fiecare dată când plouă abundent. Podul este înfundat și apa iese pe drum, deși nu ar trebui mare lucru de făcut pentru ca podul să fie desfundat. Pe aici, când îi ploaie mult, dar nu-i desfundat podul aici, unde vine valea asta. Nu-i desfundat podul? Nu-i desfundat podul, că e pod așa peste drum, acolo nu e de unde zine. Și acolo, dacă ar fi desfundat, fac ei din jos, cu scavatorul, o gaură și una de sus. Dar podul tot, pe sub pod, tot e înfundat. Împotriva puhoaielor, localnicii se înarmează cu cizme de cauciuc și improvizează mici baricade pentru a-și proteja curțile. Ne inundează și grădinile și libezele, n-avem nimic aici, în zona asta, în partea din jos, de peste 15 ani, de când infunda podul. Autoritățile locale susțin că responsabili sunt cei de la drumurile județene și că au semnalat problema în repetate rânduri, fără niciun rezultat. În aceste condiții, primăria a trimis la fața locului un excavator pentru a remedia situația doar temporar. E treaba drumurilor județene, dar merge apa pe oameni, trebuie să intervenim noi. Cu ce putem? Cu utilaje și am găsit noi. Acum, cu ce ați intervenit? Păi cu un motoscavator și cu mașina asta transportăm ce putem. Asta. Deci când îi ploaie mare, tot timpul se înfundă. Nu? Trebuie, am vorbit și cu domnii de la drumul județene, trebuie să intervenim cumva să rezolvăm problema asta. Că tot timpul avem probleme. Când îi ploaie mare, tot timpul se înfundă și iasă inundă și proprietățile oamenilor și drumul județean. Circulația în zonă este foarte îngreunată, în condițiile în care drumul este plin de gropi și inundat la fiecare ploaie mai puternică. Localnicii se confruntă cu această problemă de mai bine de 10 ani și încă nu s-au găsit soluții în acest sens.